Senatorii au pus și ei sare pe rană. Au râs în hohote când au văzut noul motor de căutare. Google. Așa? Experiențele lingvistice ale domnului Vanghelie au devenit sursă de inspirație pentru unii. Așa a luat naștere astăzi motorul de căutare Google. Este o glumă, nu vă așteptați să și funcționeze. Dacă totuși insistați, sunteți primiți cu următorul mesaj. Bă, da, fraier mai ești, păi cum bă să vrei să cauți pe Google? Da, interesant. La sfârșitul ședinței de plen, site-ul Google era astăzi principala atracție a senatorilor. Printre hohote de râs, unii chiar au vrut să facă un test. Cine să-l căutăm? Păi pe Vanghelie să-l căutăm. Să merge așa în enter, da? De ce râde cu așa poftă domnul senator, vă spunem noi. Pe site apare și un banc. Ghiciți de ce a căutat Marian Vanghelie pe Google la 6 dimineața informații despre Herodot, ca să nu stea la coadă. Google. Așa? Motorul de căutare îl găsește numai pe Vanghelie. Liderul PSD București este pus însă pe fapte mari. Spune că și-a angajat deja un profesor pentru a învinge și limba engleză. Gata.